Hanelore și Bogdan au făcut primele declarații după ce s-a spus că între ei a avut loc marea împăcare. În exclusivitate, cei mai controversați concurenți de la Insula Iubirii recunosc ce se întâmplă între ei. Eu, despre Bogdan, voi vorbi frumos toată viața mea și toată viața mea voi avea o sensibilitate pentru el. Nu pot să rup orice legătură cu ea. Mai dă-mi o șansă, una doar. Nu pleca, nu-mi lăsa gustă mar. Mai stai un pic, eu mai cred în noi. Ce putem să o rezolvăm? Deși au trecut doar câteva luni de când Hanelore și Bogdan și-au anunțat divorțul, se pare că ușor, ușor, lucrurile au început să se mai liniștească între cei doi. Mai nou, cuplul cel mai controversat de la Insula Iubirii își dau inimioare pe Instagram, semn că nu își poartă pică unul altuia. Iar de aici, toată lumea a crezut că are loc marea împăcare. Însă Hanelore lămurește întreaga situație. E și normal să rămânem în relații bune, nu crezi? Adică am stat aproape 8 ani de zile împreună. Trăim în același oraș, cum ar fi să noi ne salutăm? Nu mai comunicăm ca înainte, dar evident că vorbim. Există o posibilă împăcare și în viața de cuplu? Deocamdată nu, dar cine știe ce ne rezervă viața? Păi... Nu se știe niciodată. Deocamdată nu se pune problema de nicio posibilă împăcare, ci pur și simplu suntem într-o relație foarte bună. Pur și simplu ca niște amici. Am înțeles, dar ați avut vreo ieșire până acum împreună? Da, ne-am întâlnit. Și nu ne-am întâlnit singuri, ne-am întâlnit cu mai mulți. De comun acord a fost și despărțirea și cred că dacă ar fi cazul vreodată de vreo posibilă împăcare, ar fi de comun acord și asta. Eu, despre Bogdan, voi vorbi frumos toată viața mea și toată viața mea voi avea o sensibilitate pentru el, pentru că a fost primul bărbat din viața mea. Ea a fost prima, ea a fost prima. Prima a rămas și Hanelore pentru Bogdan, pentru că și el a făcut câteva declarații imediat după speculațiile din presă, cum că s-ar fi împăcat, iar vorbele lui nu par a fi deloc indiferente. Noi nu ne vom împăca, am rămas într-o relație amicală. După 8 ani de zile, e culmea să ștergi o persoană așa din viața ta, nu poți să o ștergi. Și eu sunt și crescut altfel, nu pot să... rup orice legătură cu ea. Da, am rămas amici, prieteni, dar în rest nimic mai mult. Nu te poți rupe de tot, pentru că ai multe lucruri, amintiri plăcute și neplăcute și multe lucruri în comun, dar nu înseamnă că ne vom împăca. Pe parcursul acestei perioade, de când voi nu mai sunteți împreună, s-a pus vreodată problema împăcării între voi? Cred că s-a mai pus, dar nu nimic ca... Nimic 100%, adică ne-am mai întrebat. Din ambele părți au mai venit întrebări, ca de exemplu dacă ne-am mai împăcat și nu, rezultatul tot nu este și nu va rămâne. Credeți că ați ajunge din nou la o ruptură? Da, bineînțeles, adică dacă s-a ajuns până acum, se va ajunge și în continuare. Eu am încercat să am și alte relații, am încercat să cunosc altă lume, alte persoane, nu, chiar nu ne vom împăca. Te pup, papa.